Ioan, vă rog să faci toți cunoștință, nu ne grăbim, ca să discutăm la subiect. Faci cunoștință până la sfârșit cu ceea ce ne propunem să dezbatem și fiecare aliniat este început cu negru, așa, iată, impactul care ne-o propunem, cine sunt beneficiarii, rezultatele care ne le propunem să le înregistrăm urmarea implementării proiectului. În condițiile în care ați făcut cunoștință, eu cred că noi putem să începem runda de discuții, de dezbateri, de consultări pe marginea proiectului de decizii care urmează să fie votat și în Consiliul Orășănesc și în Consiliul Raional. Iar dezbaterile noastre să stea la baza proiectului de decizii. Dacă ați făcut cunoștință, eu nu am să dau citire la... Că este proiectul de decizii, practic. Eu nu am să-i dau citire, e destul de vast, este scopul proiectului, este necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizii, că așa prevede inclusiv și procedura. Vor fi proiecte de decizii și la putere deliberativă de nivelul 2 și putere deliberativă de nivelul 1, adică și raional și orășenesc, care sunt cu impact asupra comunităților. Și din cauza asta și procedura ne prescrie că noi trebuie să consultăm acest proiect de decizii, ceea ce își facem. Sunt prevederile de bază a proiectului și eu, deși v-am zis pe versul la beneficiarii proiectului de decizii, sunt instituțiile publice menționate în proiectul de decizii. Palatul de Cultură Nicolae Lupov, Casa de Creație a Copiilor, Biblioteca Publică Mihai Eminescu, Școala de Arte Plastice pentru Copii, Școala de Muzică pentru Copii și populația din teritoriu administrat, comunitatea întregime și alte persoane interesate care trebuiau să fie prezenți aici. Dar, bine. Rezultatele scontate care ne le propunem să le atingem, urmarea implementării acestor decizii este să aducem plus valoare în educația extracurriculară, extrașcolară din comunitate, să fie un acces mai larg și totodată Consiliul Orășnesc, care este vizat la direct și astăzi, că Consiliul Orășnesc este vizat la direct, în primul rând că instituțiile respective activează în oraș. Și totodată administrațiile publice locale din nivelul 1 sunt eligibile în diferite apeluri de proiect, ar putea să atragă și resurse financiare, pentru că a fost o serie de, nu vreau să deschid parantezele astea, cu reformele administrative de la administrație publică centrală până la nivelul 1, dar nu s-a mai întâmplat. Dar, totodată, parcursul a mai multor ani, administrațiilor publici locale de nivelul 2 le-au fost tot tăiate din competență. Tăindu-le din competență, le-au tăiat și din buget. Și chestia asta nu se va termina. Impactul estimat a proiectului de decizii este, în primul rând, eu vreau, nu ascund, cred că unul din cei care promovează proiectul de decizii sunt eu. Colegii mei sunt mai rezervați din aparatul primăriei, dar asta e logic, pentru că vor apărea inclusiv costuri, iată aici sunt, administrația publică va avea de suportat costuri suplimentare. Administrația publică, primăria orașului Rezin. Și va trebui să facă eforturi să identifice cu Consiliul Orășnesc, să identifice pe diferite dimensiuni aceste resurse necesare pentru a îmbunătăți prestația în educație extrașcolară. Va apărea mai mult de lucru inclusiv în aparatul primăriei și pentru contabilitate și pentru
viceprimar, pentru toți, viceprimar, pentru că pe lângă că sunt instituții, sunt și edificii care trebuie să fie întreținute, să fie gestionate corect, banc și îmbunătățite. Cam asta eu ce pot să vă mai zic, dar eu rămân ferm convins. Eu rămân pe poziția mea ferm convins că noi trebuie să... De fapt, toate instituțiile astea au fost transmise tot așa cum acum ne propunem să le întoarcem în subordinea primăriei orașului. În 2008 au fost transmise la Consiliul Raional. Tot așa au fost transmise. Cu personal scriptic, cu bugete aferente salarizării și întreținerilor instituțiilor și prin votul Consiliului Orășănesc, prin votul majoritar al Consiliului Orășnesc și prin votul Consiliului Raional majoritar. Tot așa s-a produs. Haideți, dacă cred că e bine să începem pe fiecare instituție și dacă aveți concretizări, noi astăzi cu domnul președinte ne-am întâlnit pe platforma la Consiliul Regional de Dezvoltare la ADR Centru, că astăzi au avut loc o ședință la orele 9 dimineață de formarea conducerii Consiliului Regional de Dezvoltare și am participat și în consultările respective. După ne-am... Văd că n-a izbutit să ajungă încoace, dar rugămintea care era din partea dumnealui să... la Casa de Creație sunt o serie de specialiști care sunt în gimnaziile, instituții de educație din alte localități, asta am înțeles, da? Da, vă rog. Domnule primar, stimată audiență, bună ziua! Cu adevărat, ceea ce dumneavoastră ați specificat despre faptul că în ultima perioadă, sau cel puțin în ultimii ani, apele de nivelul 2 îi se tot taie din competențe și domeniul de influență, am studiat cu amănuntul proiectul de decizie despre, pentru care noi cu toții ne-am întâlnit astăzi aici. Și din acest punct de vedere este logic acest transfer, hai să spun, a instituțiilor din subordinea Consiliului Regional în subordinea Primăriei Rezina. Doar că aș vrea să, pentru că e și normal să am câteva întrebări, pentru că în spatele fiecărui proces de acest gen sunt oameni, sunt angajați și trebuie să înțelegem niște momente. Cu adevărat, Casa de Creație își desfășoară activitatea în mai multe localități ale raionului nostru și pot să dăm ca exemplu acum rapid Lalova, Păpăuți, Ignăței, Cenișăuți, Mateuți și Cogălniceni. Și nu avem sedii sau edificii speciale, iată, pentru activitățile Casei de Creație în teritoriu. Dar având o bună conlucrare cu instituțiile din teritoriu, cumva ele ne oferă după lecții spațiu și toate condițiile ca activitățile Casei de Creație să se desfășoare în instituțiile de învățământ. Respectiv, aceasta o să fie pe viitor un aspect asupra căruia noi trebuie să atragem atenția. Dumneavoastră, eu personal, dacă nu vă supărați, nu că pentru mine, dar pentru instituția pe care o reprezint, aș vrea să știu dacă o să fie pe viitor prelungit activitatea acestor filiale în teritoriu. Pentru că noi ne dăm seama că și instituțiile de învățământ sunt deficitare și copiii în mediul rural au acces la foarte mult puține activități extracurriculare. Și atât era o oportunitate implicarea acestora în activitățile Casei de Creație. Și dacă o să tăiem această crenguță, să spun așa, încă mai mult cumva vom priva de accesul la activități extracurriculare a copiilor din mediul rural. Și văd în sub punctul 3, dacă l-aș numi așa, prevederile de bază ale proiectului, este scris administrarea, eu înțeleg aici o bucățică din context,
Vreau să înțeleg, adică primăria devine administrator al tot ceea ce ține bunuri edificii. Pentru că, din punct de vedere metodic, noi nu ne despărțim cu instituțiile respective, cu Casa de Creație. Noi rămânem în continuare pe plan metodic să-i dirijăm așa cum dirijăm și activitatea grădinițelor. Da, asta am vrut să... Și iată, asta ar fi cam din punctul de vedere al direcției de învățământ. Rugămintea mea ar fi ca să putem asigura continuitatea activității în mediul rural, pentru că, vă zic, acolo era o salvare pentru copiii din sate. Dacă o să, și în spatele fiecărui colectiv de copii, pentru că aici e vorba și de activități artistice ca cor, de exemplu, la Lalova, la Păpăuț avem arta lemnului, pe la Ignăței avem diferite cercuri sportive chiar ale Casei de Creație, Mateuțu, iarăși vorbim despre o activitate artistică, adică cumva era variat în teritoriu și am vrea asigurarea continuității activităților respective. Asta ar fi din punctul nostru de vedere. Doamnele, noi cred că ar trebui aici să atragem în dialogul ăsta inclusiv și administrațiile publice locale de acolo, nu? Sau... Nu? În teritoriu. Eu am înțeles că, dar eu un singur angajat acolo, nu pot numi atât de tare filială. Dacă e un meșter popular sau nu mai știu ce, un singur angajat. Cadre didactice. Cadre didactice. Sau antrenori. Dacă sunt filiale, atunci trebuie să comunicăm deja cu administrațiile publice locale. Angajați aici. Bine. Da. Am spus că noi tot una pe dimensiune, noi nu avem specialiști care să facă metodici de educație. Direcția respectivă, adică ori dimensiune respectivă de activitate, sunteți dumneavoastră. Noi colaborăm și trebuie să colaborăm în continuare, cu atât mai mult că avem, iată, instituțiile de educație timpurii, grădinițele, și tot ce înseamnă activităților pe dimensiunea educației sunt de plin coordonare cu dumneavoastră. Noi ne îngrijim să aibă de mâncat, să le fie cald și condiții cât mai bune. Tot asta ne propunem și în acces la educație extracurriculară, să asigurăm în Casa de Creație condiții bune, la intervenții la timp din partea grupurilor tehnice care sunt în subordinea primăriei, ca să nu fie cumva perturbată activitatea instituției, pe dimensiunea educației, tot cu dumneavoastră. Vă zic, și unele din persoane sunt angajate pe perioadă nedeterminată. Microfon. Da, pentru că angajații din localități, mulți dintre ei sunt angajați pe perioadă nedeterminată și procesul respectiv poate crea și niște impedimente. Ar putea asta să invoce niște acorduri de colaborare cu primăriile și celelalte? Da, nu au primăriile acolo implicare, domn primar. Nu. Păi au. Da, dar activitatea se desfășoară în teritoriul ăla. Eu așa repede prind. Adică, noi cred că prin deciziile noastre, Consiliul Orășănesc și Consiliul de Pildă Cogălniceni vom aproba niște acorduri de colaborare. Noi colaborăm, dar se primește neoficial neaprobat primarii. Schimb de experiență, schimb de contacte, de informații, unde se depui, în care apel de proiect și așa mai departe. Noi deseori mergem și semnăm acorduri de colaborare cu primării din afara țării. Dar noi cu ești din raion nu avem, la nivel pe orizontal, adică administrațiile publice locale din nivelul 1. Nu avem acorduri de colaborare. Și e și... Angajații doar sunt instituțiilor de educație, de învățământ și iarăși ele nu sunt subordinea primării. În cât timp primării, să zicem așa, activează, iată, filialele date
Nu în primărie, în localități, hai să zic, pentru că ele practic toate își desfășoară activitatea în școală. Îmi pare că avem excepții la Lalova, în Casa de Cultură, da? Nu, școală. Două în tot, zile la școală, două zile în weekend la cultură, că da. Școala este, nu are acces. Da. Și e vorba de Cinșăuți. Și Cinșăuți. Lalova, Păpăuți, Ignăței, Cinșăuți, Mateuți. Da, noi înțelegem că sunt angajații casei de creație, sunt subordinea casei de creație, în subordinea direcției de învățământ. Deci eu am întrebat de anume de primărie, deoarece multe competențe sunt atribuite primarilor, consiliilor locale, în ceea ce privește educația, în ceea ce privește tineretul, hai să zicem, da, în totalmente. Uh-huh. Și undeva noi am să găsim celula aceea, să zicem, ca să putem să reglementăm din punct de vedere juridic, ca să fie tot corect, ca să putem să menținem activitățile date în teritoriile la primărie. Adică să fie un fel de... Domn primar, stimată audiență, bună ziua! După cum înțelegem, instituțiile respective, asta e pe înțelesul meu personal, o să treacă la alt nivel, adică de la autoritățile publice locale de nivelul 2, o să treacă în gestiunea administrației publice locale de nivelul 1. Asta, dacă nu greșesc eu, din punct de vedere juridic, se expune și asupra statutul instituțiilor respective. Adică dacă astăzi este Palatul Rainal Cultură, el, după trimiterea în gestiune, o să fie Palatul de Cultură Lupov. Palatul de Cultură. Și aici, într-adevăr, s-a menționat, dar mă uit că nu s-a dus discuția până la urmă și doresc să evidențiez momentul respectiv. Chestia asta, adică, până la urmă, este factorul uman, adică angajații din cadrul instituțiilor respective, unde o să fie cu totul alt coeficient de salarizare. Nu. Și probabil aici trebuie să o spunem, să o menționăm. Plus la asta, Palatul Raional de Cultură, Casa de Creație, de domnul Raional... V-ați documentat să umblă cumva la salarii? Ori pur și simplu așa ați făcut o declarație? Nu, pur și simplu o să discutăm dacă nu, e bine că se păstrează. Eu am dat pur și simplu ca întrebare că este important ca să păstrezi salariul respectiv și să le mărim. Eu am deoarece statutele schimbă. Noi dorim, noi nu dorim o să treacă de la nivelul 2 la nivelul 3 și cunosc coeficienți de salarizare la nivelul 1 sunt puțin mai mici. De atâta își vorbesc. Doar dacă pe aspectele instituțiilor din subordinea secției cultură n-am să mă exprim, dar vorbesc de casa de creație. Dacă e educator sau cadru sau conducător de cerc, este stabilit expres prin legea 270, aici nu, anexa 7, nu se reflectă negativ asupra oamenilor, cu siguranță. Nu, asta e cel mai important. Și plus la asta, evident, că trebuie tot și filiale care sunt astăzi existente, ar fi foarte bine ca ele de păstrat și dezvoltat, ca acces să aibă întreaga comunitate din Raionul Rezina la a se primească la școala deja orășănează de artă plastică. Domn Petru, fiți atenți. Dacă ați reținut, noi ne propunem, rămâne să ne consultăm cu doamna Răileanu, acorduri de colaborare, primăriile, adică nivelul 1, administrațiile publice locale de nivelul 1, da, ei sunt veșnic săraci, veșnic în căutare de bani, dar ei vor fi cooptați să participe și ei la educație. Adică nu primăria orașului Rezina își propune să fie o locomotivă în... Pe viitor în colucrare. Dar noi ne propunem să le facem un demn și colegilor noștri, colegilor mei primari și colegilor noștri din consiliile locale, spun umărul să înceapă a să se interesa și înseamnă educație extracurriculară, să participe, că deseori uită și cum îl cheamă pe băietul ori pe fata lui. Dar așa vor fi mai prezenți în viața copiilor lor. Da, dumneavoastră aveți... Eu glumesc. Aici o să trebuiască o muncă de, cu interesare și de conlucrare în permanență ca să contribuie și dumnealor, adică, întorc
că deoarece primăria orașului, clar că nu se poate permite ca să acopere întregul raion, da. Evident. Nu. Poți construi și cea mai frumoasă mănăstire. Dacă nu ai enoriaș, degeaba ai construit-o. Noi ne propunem să venim cu un îndemn către comunitățile noastre ca ei să fie mult mai prezenți în viața extracurriculară a copiilor lor. Adică încetșor se va primi și o resuscitare. Proiectele de decizii vor fi discutate și aprobate în fiecare ședință a Consiliului Local despre care noi discutăm. Chi vor vota un acord de parteneriat, dar și vrem să facem, dar și vor. Ele vor fi consultate. Să vă înțelegeți? O resetare la tot ce înseamnă asta. Prezența noastră în viața, în educația extrașcolară. Permiteți o remarcă, ca să înțelegeți proiectul decizie propus de noi, da? L-am întocmit împreună cu specialiștii din cadrul primăriei orașului Rezina. Acesta să fie ultimul act administrativ în toată epopeia asta, în toată procedura asta. Și nu o să fie act administrativ numai din partea noastră, să zicem, da? Noi să așteptăm, iată, asta cred că e primul pas, astăzi întâlnirea noastră, deja să începem lucru cu toate documentele care se află în gestiunea sau în administrarea fiecărei instituții publice. Referitor la statute, da, la regulamente, ele toate o să fie schimbate. Modificate, evident. Clar că noi nu o să le facem din inițiativă proprie sau cum o să vrem sau o să dorim noi. Toate proiectele de documente o să fie prezentate de către șefii instituțiilor publice cu regulament, cu statut, care să fie conforme legislației în vigoare Republicii Moldova. Și modificarea se va produce cu implicarea nemijlocită a fiecărui șef de instituție și cu subalternii lui. Adică noi ne propunem... Eu n-am terminat, Sinesi. Mă iertați. Procedura este cu mult mai complicată decât ne se pare nouă. Aici e buget, aici e personal, aici sunt acte administrative, cu mult. Ca să înțelegeți transmiterea sau preluarea asta, să zicem, poate sună așa mai agresiv preluarea, da? Că noi facem, îmi cer scuze de cuvântul reche, să zicem, iată primăria orașului Rezina. În fel, este returnarea ceea ce a fost cândva transmis. Referitor la, iată, că se scadă nivelul de salarizare sau... Da. Adică dacă pe cineva se afectează, înțelegeți, noi asta nu facem noi în mod obligatoriu și intenționat, noi decidem și nu ascultăm părerile la instituțiile publice. Fiecare instituție publică o să decidă până la urmă. Vrea să fie preluate sau nu dorește să fie preluate. O să fie examinate toate condițiile pozitive și negative și tot pe ansamblu. Adică fiecare, până la urmă, o să decide că să nu se primească că noi, așa, parcă noi am organizat și numai noi dorim și noi, nu, noi să așteptăm părerile dumneavoastră. Menționez încă o dată. În dreapta mea, entuziaști, mulți nu-s. Adică eu sunt mai mult în partea asta, v-ați observat, da? Proiectul bugetului undeva el se formează prin luna august, da? Să zicem. Proiect de buget în luna august. Da. Și iată, noi, asta tot e în context, asta nu o să fie iată la ședința următoare, gata, noi... Dar pentru toată perioada asta noi trebuie să pregătim tot, absolut. Tot documente, da. Dacă o instituție, de pildă, nu știu, din vari motive, de atât dacă nu vrea instituția, biblioteca publică de pildă Mihai Eminescu. Nu vrea. Noi nu ne supărăm. Eu sunt convins, eu sunt puțin mai vizionar ca mulți alții. Eu sunt convins că la anul vor dori, dar noi vom fi rezervați. Anul financiar 2025 va fi altul. Anul 2024 încă nu s-a terminat
și încă nu ne-a arătat fațeta lui adevărată. 25 va fi altul. Și eu știu ce vorbesc. Vor veni vremuri ușor, dar mai tulburi. Domn primar, dacă îmi permiteți. Două secunde și... Nu merge vorba de entuziasm, merge vorba de finanță și dumnealor cum a să îi preluăm, deodată să merge acoperiș, să începe reparațiile în totalment. Spune-te rog, iată, aici deasupra o zburat coama de la acoperiș, da. O zburat. Da. De pildă, nu poate interveni și a să înceapă a curge acoperiș. Nu am fost cu dumneavoastră și am inspectat deja? Am fost. Și-au rămas, am stabilit cu doamna Angela, noi va trebui să intervenim, că degeaba ne apucăm și facem ordine aici și pierdem acoperișul la Palatul de Cultură. Că va trebui să intervenim, că va trebui să identificăm cât mai mult că bunul este al nostru și la același liceu teoretic Alexandru cel Bun. Iată, va trebui acum să consultare cu colegii, să facem tema de proiectare pentru în cadrul altui apel de proiect. Odată ce clădirea noastră, noi trebuie să depunem efort, iar copiii sau orașul, adică sa noștri inclusiv. Cultura e tot a noastră, doamna Angela, Doamne ajută. Spuneți, vă rog, și vă doare. Bună ziua! Domnul viceprimar, deci am făcut cunoștință cu acest proiect de decizie, ori cumva aici, citindu-l cu colegii, cumva vedeam că se va spori accesul populației la resursele culturale. Eu cred că nici până acum n-a fost îngrădit, am fost totdeauna deschiși și cred că și în continuare vom rămâne pe această dimensiune, să fim deschiși, să toată comunitatea noastră să aibă acces la servicii de cultură de calitate, oferite de către angajații Palatului Raional de Cultură, formațiile artistice care le avem. Și în acest an, 2024, cumva noi suntem puțin mai, zic eu așa, vitregiți. Consiliul Raional Rezina nu a avut posibilitatea să ne acopere financiar toate necesitățile noastre, dar asta nu putem să o zicem cu răutate, din simplu motiv că venind în 2011 eu la funcție de șef de secție, țin minte cu mici detalii chiar ce am găsit noi aici în această instituție și Consiliul Raional Rezina a depus foarte mult efort ca instituția de astăzi, Palatul Raional de Cultură, să fie așa cum este. Clar că este mult și se dorește mult mai mult, dar cel puțin este adus la un nivel destul de bun și la care au acces nu doar angajații Palatului, dar angajații nu doar a orașului Rezina, locuitori nu doar orașului Rezina, a întregului raion, chiar și multe activități de nivel național s-au organizat în această instituție. Nu zicem că noi nu am fi cumva, nu știu, ne-am opune ca să trecem la primăria orașului, cu toate că vedem că asta spre asta merge, chiar și ceea ce se întâmplă în țară. Consiliile raionale, toată lumea spune că vor dispărea, dar nu știm, ori dispărea sau nu ori dispărea. Sperăm să avem o mai bună, să zic, situație financiară și vrem să zicem că Palatul de Cultură, să vă întrebăm dacă ar fi să ajungem la primăria Rezina, în gestiunea primăriei Rezina, orașului Rezina. Noi astăzi avem 10 formații cu titlu model. Fiecare, conform regulamentului de activitate a formațiilor artistice cu titlu model, noi am avea nevoie astăzi de 20 de unități în funcții la aceste formații. În statele noastre de personal avem aprobate de către Consiliul Raional Rezina 19 întreg 5. Astăzi, la ziua de azi, sau zic începând cu 2024, noi avem salariați doar 7 întreg 5 unități. Nu că nu a dorit Consiliul, au dorit finanțe și asta este o problemă, o știe și toată țara, nu spun eu ceva nou.
ar fi capabilă primăria să-i ajungă resurse ca să avem noi această acoperire de finanță și acești oameni să aibă salarii și nu, să nu fie, cum este anul acesta, angajați cu 0,25, 0,5, 0,75 sau chiar practic, să zic eu așa, ne-am luat și rămas bun de la careva din trânsii, începând cu 1 ianuarie 2024. Ori Palatul Național de Cultură ar rămâne cu statut de centru metodologic conform regulamentului de activitate a instituțiilor de cultură, a caselor de cultură aprobat în 22 februarie 2023. Nu cumva primăria sau administrația publică locală din nivelul 1 ar pune cumva piedici ca să nu rămână un centru metodologic așa cum prevede și regulamentul și cum ne-am dorit și noi, fiindcă avem o colaborare bună cu toate instituțiile de cultură din teritoriul raionului. Și de asta zicem, eu aș spune că finanțe, nu că doar administrația publică locală ar veni cu, să zic eu, că mai mult că e o donație. Ne-am implicat, fiindcă administrația publică nivelul 2 nu prea am avut acces la proiecte și anul acesta chiar noi am zis că nu am fost selectați datorită faptului că apele 2 nu erau eligibili. Poate asta ar fi și o prioritate, că am putea aplica și noi la proiecte și să câștigăm ce ține și de eficiență energetică a instituției și de schimbarea sistemului de încălzire și de reparații care avem necesități și de utilaj și de aparataj sonor. Mult mai multe avem nevoie și totdeauna este loc de mai bine. Și nu o să ne oprim la ceea ce avem. De aceea nu o să zicem că suntem, nu știm ce ne așteaptă. Știți, totdeauna o să, vorba moldoveanul, să nu dăm vrabia de mână pe cea de pe gard. Dar știind că suntem într-o administrație publică locală de nivelul 1 aici, care are astăzi un buget mult mai mare decât Consiliul Raional, cu Doamne ajută, vedem cum merge procesul și dacă nu o să fie toată lumea. De salariu, eu știu, la sigur că avem legea 270, nu ne afectează, instituția cum va lucra, așa va primi salariu, căci regulamentul, căci legea 270, dacă instituția activează bine, nu se privează de dreptul de a rămâne la categoria superioară, precum este și astăzi. Și la fel, toate salariile nu depind că este apele 1, apele 2, atât cât cum este angajat omul conform studiilor, vechime în muncă, asta și va primi salariul. De aceea, doar cât că dacă va putea să ne țină cu un buget atât de mare, căci noi chiar cu adevărat suntem, cum zic și alte, cei din alte domenii, că noi suntem doar cheltuitori. Nu o să fiu de acord niciodată cu ei, că noi ceea ce producem satisfacția omului, educația oamenilor, comunității și mă bucur că și astăzi avem peste 200 de artiști amatori de aici, din orașul Rezina, care sunt ai noștri la Palatul Național de Cultură. Sunt, eu aș spune, o forță mare care organizăm diverse evenimente și ne vedeți că suntem văzuți și apreciați la justă valoare atât de raion și de comunitatea rezineană și de cea națională și chiar internațională prin intermediul colectivilor care le avem la Palat. De aceea sperăm să ne majorați statele nu să le majorați, să ne le mențineți și să ne le acoperiți financiar dacă va fi posibil. Asta și ține. Mai departe, deja cu ce și ține de aprovizionarea cu toate cele necesare ce ține de utilaj tehnic, de alte achiziții și bunuri de care are nevoie instituția, cred eu că și prin proiecte, și prin bugetul, și din bugetul local, sperăm noi că o să fim cumva susținuți și să nu ne pară rău atunci când vom veni la administrația publică nivelul 1, ori la primăria orașului Rezina. Asta am vrut. Și am zis, și am întrebat, și am constatat. Eu am făcut mai multe lucruri odată și am solicitat. Da. Mulțumesc. Și ține de asistența metodologică. Astăzi, eu știu, viața e o competiție și în competiția asta trăiesc mai bine cei care sunt mai buni. Fiecare localitate luptă inclusiv și pentru atragerea de turiști, de vizitatori, ori locuitorii din alte localități
în afara orașului Rezina, din raionul Rezina, ei totodată sunt și vizitatori. Adică asistență metodologică, cooperare, cred că e aceeași situație, acorduri, doamne Lilia, acordurile de cooperare, cu, de colaborare cu administrațiile publice, cu consiliile locale din localitățile care, cu care vom colabora. Cred că așa vom face, prin acorduri de colaborare aprobate de Consiliul Orășănesc și Consiliul Local la fiecare localitate. Și acolo se va regăsi și asta, adică nu vi se va restricționa nimic. Asta este expres scris și în regulament. Da, adică... nu, doamne ferește. Eu am zis că asta aduce plus valoare localității. Că dacă ceva dispare dintr-o dimensiune, apare numai decât în altă dimensiune. Dar noi nu vrem să dispare de la noi, noi vrem că așa e normal, așa e logic. Și asta vă vom susține în dimensiunea asta, pe dimensiunea dotării. Noi vom întreprinde tot, pentru că chiar nu trebuie să mă ocup eu, să umblăm cu viceprimarul și nu știu cine, cu doamna Rodică, cu amplificatoarele, cu boxele, cu nu știu ce, ca să... Am înțeles. Aveți specialiști dumneavoastră, scăpăm noi de microfoane și amplificatoare. Angajat salariat, acoperire financiară. Noi trebuie să... Doamna Angel, preluarea instituțiilor asta înseamnă participarea în proiecte și a aduce bani pentru reparații. Eu am spus asta. Nu. Eu asta am zis. Asasare, evident. Domn Gheorghe, reparațiile ne vom îngriji noi, tot din accesare de fonduri, din diferite apeluri de proiect. Sunt apeluri de proiect pentru activități culturale și domnul secretar de stat la departamentul care a fost ultima dată și de aici domnul, noi ne-am retras și a zis, nu prea vine deja la anul, nu mai vii peste mine, dumitale, lasă-i să vină ești mai mici, că eu le dau câte 10-15 mii de euro, le accept și acopăr 20 de primări. Eu venit primăria Rezina și mi-a luat jumătate de buget. El în public numai n-o spus-o așa. Dar cam așa o zis. Felicit primăria Rezina, felicita cu regret că... o cerut atât de mult. Cu 1,5 milioane, da? La primărie. Adică, dar era gata să, la 20 de primării să le dea câte 150. Iată, cam asta. Și cel mai important, că ei finanțează activități culturale. Adică activități, nu construcții. De construcții sunt alte apeluri de proiect, și noi ne vom antrena apelurile și alea de proiect în alte primărie a orașului, în colaborare cu instituția publică, Palatul de Cultură. Dar astea sunt alte apeluri de proiect și notele conceptuale ne duci cap să le formulăm, să le depunem și să accesăm fonduri. În afară de asta, noi mai avem și alte colaborări și am să vă spun așa cum este. Acum colegii noștri peste Prut se pregătesc de campanie electorală, pregătesc documentele, se depun colegii noștri primari, că ei intră în campanie electorală. Pe 9 iunie în România vor fi alegeri, după se revine la normal și se încep colaborările și așa mai departe. Adică noi vom fi toți antrenați, dar veți fi antrenați inclusiv pe dimensiunea culturală și tot așa mai departe. Nu putem noi chiar. Eu m-am întrebat, da, activități culturale noi ne pricepem să le organizăm, vom aplica la proiecte, dar am întrebat dacă vor fi acoperite necesitatea resurselor umane. Vă zic că despre asta 10, vom vorbi, da. Despre asta, că asta o garantăm și aveți acum? Asta o garantăm. Despre ceva mai mult vom discuta în luna august. Bun, mulțumesc. Adică noi, haideți, anul bugetar, noi l-am pictat în august 2023 pentru 2024. Da? Da, și a fost aprobat deja. Acum e complicat. În afară de asta, noi acum suntem într-o serie de licitații, ne propunem să înregistrăm
niște economii de acolo, dar avem și alte obligații care stau în rând după să le acoperim cu economii. Noi cam așa practicam de mai mulți ani deja, au devenit o tradiție. Prin luna iunie-iulie noi venim cu rectificare, ca cum se întâmplă și în toată țara, dar rectificările le facem din economiile înregistrate la urmarea organizării licitațiilor publice deschise. Și economiile care le înregistrăm de acolo, mai mergem cu suplimente, inclusiv să mai întâmplă și la cultură, dar și anul ăsta noi avem și la cultură și la activități, le avem prevăzut și aprobat prin inclusiv și festivalul, prima dată l-am desenat așa, dar acum el e prevăzut ca activitate anuală, aprobat prin buget, dar în luna august, noi numai decât iată doamna Releanu a menționat că este un act administrativ, mai departe vor apărea o serie de regulamente care vor trebui să fie modificate, poate schimbate total, în bună consultanță cu dumneavoastră, cu implicarea și atragerea în procesul ăsta nemijlocit a dumneavoastră, cei care sunteți din fiecare instituție are regulamentul de activitate și fiecare va fi antrenat în dimensiunea asta. Și atunci nu vom intra și în esența statelor de personal, salarizarea funcției unitate pline 0,25, 0,75, că m-am uitat pe și ne-ați prezentat dumneavoastră. Dar atunci ne vom expune că vrem să fiți, noi toți beneficiem de acces la servicii de cultură, și dumneavoastră ca reprezentanță ai localității să fiți prezenți nu numai aici în localitate, și în afara raionului, și în afara țării, și așa e normal, așa e bine, ori chiar și în comerț, în relațiile de piață, oamenii de afaceri investesc în reclamă. Ei cheltuie bani pentru reclamă și niciodată nu spun eu am cheltuit pentru reclamă atâția bani. Ori logo-ul unei instituții publice, el trebuie să fie prezent. Pentru ce să faci investiții? Ca să fie prezent. Viața, v-am zis, e o competiție. Și în competiția asta noi trebuie să fim buni. Cumva se va avea schimbat denumirea instituției din palat în altă... Eu înțeleg, dar poate cineva zic că dacă are pretenții. Să schimbăm ce? Din palat? Da. Dacă sună frumos palat, mie îmi place. Palat de cultură, sună frumos. Casa de cultură e diminuat, e cu un diminuativ așa. Dar palat sună frumos. Nu. Raional el deja nu mai poate să fie, că el nu e raionul, ca palat, eu mă întâlnesc. Dar Palatul de Cultură a orașului Rezina. El sunt așa frumos. Rămâne. El așa, eu am înțeles că... Ori din orașul Rezina, nu e obligatoriu a orașului, din orașul Rezina. Nu este, eu am reorganizare, am întrebat dacă ar fi dintr-un... Putem să-i zicem Palatul de Cultură din orașul Rezina a Ministerului Culturii din Republica Moldova. Dacă am fi auzit și ar fi finanțat cultura așa cum este finanțat și educația, ar fi foarte bine și să nu fie la cheremul administrației publice locale, unde sunt cerințe mult mai mari și necesități mult mai mari și cultura, dacă ar veni de la, să fie finanțată direct de la minister, de la bugetul de stat, în genere, ar fi foarte bine. Și asta ne-o dorim de mulți ani, dar nu știu de ce nu suntem auziți. Dar cu Doamne ajută, sperăm în continuare să fie și asta. Domn primar, nu fiți sceptic. Eu am dat foc la arătură acum. Am zis Ministerul Culturii și dreptate vreți la Ministerul Culturii. Nu noi vrem să fie finanțat. Noi vrem aici, noi nu vrem la Ministerul Culturii. Noi vrem finanțați, nu de minister, de bugetul de stat. Așa precum este cu destinat special, cum vin la instituțiile de... Eu am să vă zic un lucru. Dacă se întâmplă... Eu am fost participant la... consultări pe marginea reformelor și care de două ori. Și am văzut două strategii, reforme n-am văzut. Dacă se produce nici o guvernare, din cât cunosc eu, din 2015 încoace, nici un
nu a fost de acord să facă o descentralizare financiară. Dacă se produce o descentralizare financiară, nu vă trebuia să fiți în imediata subordine a Ministerului Culturii. Mai era o expresie înainte, auzisem, eu nu mă tem de ministrul culturii, eu mă cultură, tem de cultura ministrului. Da? Ierte, domnul Ion Vătămanu, zis. Domnul Vătămanu, dar vă zic, dacă se producea o descentralizare financiară, pentru că astăzi administrațiile publice locale, adică fiind reprezentate de primari, da? Și consiliile locale care sunt implicate nemijlocit în administrarea patrimoniilor, nu sunt prea interesați să atragă oameni de afaceri, afaceri în teritoriile administrative, că e cam concurență, nu mai știu ce e acolo. În afară de asta, impozitele nu rămân acolo. Le rămâne numai impozit din reținut la calcularea salariului la persoanele fizice. Dacă le rămâne de la persoanele juridice, deci din teritoriu pleacă peste 100 de milioane anual. Deci, de 6701 codul aici. Pleacă la bugetul de stat și noi pe urmă trebuie să mergem prin diferite face satul european 1, satul ca european, să vină banii înapoi acasă. Da, ca să vină niște fărâmituri. Acasă, da. Ori e sat moldovenesc, ori e sat european. Numai Vladimir Nicolae, cum s-a arzat pe banii, fluxurile financiare din teritoriu și nu cobor. Și ei la toți le-au plăcut, toți care au fost educați dumnealui, au venit, s-au arzat pe resursele financiare a statului și n-au făcut descentralizare. Și asta e rezultatul. Dar normal ar trebui să produc descentralizare și fiecare localitate să decide. Face amalgamare, nu face, își poate permite să întrețină primării, cultură, nu se decide Consiliul Raional dacă lichidăm o școală primară grădiniță. Înțelegeți? Vine, voi nu v-ați expus, mie îmi pare rău, în Consiliul Raional nu s-au expus. Vin întâi reprezentanții Ministerului Învățământului, aici, fac consultări publice, discut cu toți sub aspectul de a optimiza, adică a închide școlile astea și pe urmă venim în ședința Consiliului Raional și dăm toți în Facebook care nu suntem în ședință și ne uităm cum, nici de cum nu numesc pe nume lucrurile, iar unii care sunt la guvernare nici n-au înțeles că ei sunt la guvernare și nu trebuie să facă așa declarații, că ei vor fi împotriva să fie optimizate. Da. Adică câte mizerie în toată lucrul ăsta este. Noi sincer ne propunem să aducem plus valoare în activitatea instituțiilor respective, să fim prezenți, să vă putem asista. Pentru că acum, deși am zis, e prea matur. Știu precis că trebuie reparat acoperiș. Știu precis. Că dacă nu o reparăm, ne curge și ne face o problemă aici. Știu precis, și voi tot știți precis, că nu veți obține finanțare de acolo. Nici nu vă s-o promis. Așa e? De unde de acolo? De la Consiliul Raional. Păi anul ăsta nu ni s-o mai promis, că nu e de unde și noi înțelegem. Dar acoperiș curge, a să ajung încoace. Da. Adică noi trebuie să intervenim și cineva trebuie să intervină. Iată situația de astăzi, da? La intrare în oraș. Pac, ai bani, nu ai bani, nu te întreabă. Cade copacul și cade peste vreo câteva mașini. Tu trebuie să intervii. Trebuie să ai niște utilaje care, utilajele cele vor veni având garanția că autoritatea publică are bani cu ce achita. Că el totuna vine și înaintează o factură. Că el nu lucrează degeaba. Tractoristul a urcat la buldoi excavatorul și el trebuie să primească salariu, așa-i? Că asta e viața. Eu spun o realitate, nu, nimic ieșit din comun. Paznicul care stă la intrare, el este plătit conform tabelei de punctaj câte ori și el trebuie să primească salariu. Că nu are bani autoritatea publică, pe dânsul mai puțin îl interesează că el trebuie să meargă să-și cumpere pâine. Adică noi vorbim o realitate dură, dar reală. Și noi trebuie să ne propunem să facem schimbări ca să rezistăm și să îmbunătățim. Foarte calm.
În august, noi ne uităm împreună cu dumneavoastră, cu membrii colectivului, aveți vreo organizație sindicală în instituții? Suntem la nivel de secție cultură. De secție cultură. Ne așezăm frumos, adică federație. E bine să fie și reprezentanții de acolo și de acolo, și toți, adică și puterea administrativă și sindicală, și ne așezăm să ne uităm ce trebuie să facem ca, cum am zis, și climatul moral, psihologic să fie sănătos, în, că e colectiv, în primul rând. Instituția înseamnă colectiv. Dincolo de clădiri, de, în primul rând, de colectiv. Și să ne uităm ca el să fie, dar și înseamnă climat moral, psihologic, sănătos. Asta înseamnă când, cât de cât el își permite să mănânce ca să poată cânta. Dacă nu, dacă e flământ, nu mi-a cântat. Cât, nu, cât trebuie. Dacă cât e flământ, nu mi-a cultură. Nu. Noi cât de cât acum avem, noi vrem cât trebuie. Am înțeles. Păi asta. Cât trebuie, totul e chestiune de asta care e măsurabilă. Măsurabilă, da, e drept. Că Doamne ajută. Școala de muzică. Școala de muzică, da? Cu școala de muzică, doamna Tamara. La noi straii trebuie să primească, da? Doamna director din instituție, deja urmează să fie procurați sau cusute la etapa de selectarea a mărimilor? Nu, mărimile deja le-au dat, trebuiau să vadă cu cine fac contract ca să... Executorul lucrării. Da, ca să procure ținutele. Deja au comunicat între instituții. Deja... Ați fost consultați, contactați, consultați, câți învățăcei avem acolo? Actualmente, la zi, avem 67 din 69 de copii, care doi au plecat din motive familiare. În rest, în școală, suntem 67 de copii. Cadre câte? 10 cadre didactice. Poftim? 10. 10 cadre didactice, da. Colaborați în continuare cu doamna Tamara, dumneavoastră e specialist principal pentru protecția copiilor în aparat primăriei, dar suplimentar, voi nu sunteți în situații de risc. Noi ne propunem să fiți frumoși, să fiți dotați, poftim dotați de la natură, sunt deja copiii, dar cu straie, cu tot ce, și tot, cred că în luna, tot regulament, tot ce aveți, vom discuta în luna august, ne vom uita și pe state, și pe salarizare, și pe tot așa, și în luna august, prima decadă al august, numai decât ne uităm, că vor fi îmbunătățiri cu siguranță. Da, noi ne propunem cumva extinderea activității, e de considerentul că avem multe solicitări, vor copiii să studieze, să vină la noi, dar bugetul nu ne permite, adică am mai solicitat încă măcar 3 unități salariale, dacă... Întâi vrem să cunoaștem câți copii vom avea. Adică... Pentru a ști câți copii putem lua, eu trebuie să știu cât, dacă pot să plătesc omul, da? La noi cumva este... Aveți solicitări în scris? Ori adresări, pur și simplu, care nu le-ați documentat? Nu am știut că ar trebui să documentăm. Am început... Am să vă rog... Maria sa statistica stă la bază la toate calculele. Am înțeles. Adică nu ne-ar trebui adresarea în scris, că nu e complicată, în formă liberă, a părinților care vor ca copiii să frecventeze. Și vrem să cunoaștem în ce dimensiuni. Haideți așa, am să vă dau un exemplu. În 2015, la sfârșit de an, toate caițelele care erau în grădinițele din oraș, le-am luat. Că erau niște caițele cu rânduri la copii. Le-am preluat și nu mai sunt rânduri la copii și toți copiii merg cu ordin de repartizare semnat de mine personal sau în lipsa mea de viceprimar. Și niciun copil n-a fost refuzat.
niciun copil și nu refuzăm pe nimeni absolut. Atât că noi ne-am propus să facem regionalizare. Dacă e copil de la strada Păcii, el nu merge la grădinița numărul 6 de la strada 1 Mai. El merge obligator la strada Păcii, pe cale și e mai scurt. Dacă e din cartier Rezina Vest, numai decât merge la grădinița numărul 6. Ori dacă este o preferință, că de acolo tot una se deplasează părinți cu mașina și merg, lucrează de pildă în zona străzii Pirogov, acceptăm la 2. Adică trebuie să fie o logică în mișcare. Școala de muzică cumva își desfășoară activitatea mai diferit decât școala de arte plastice sau școlile de cultură generală, liceele, gimnaziile. Deci la noi se ia per copil. Deci o oră, un copil sunt două ori pentru săptămână și adică noi trebuie cumva să repartizăm orele specialiștilor noștri. Și pentru o unitate salarială, un profesor poate să accepte 9 copii, deci 18 ore. Efectiv, noi trebuie să cunoaștem bugetul acceptabil din partea dumneavoastră, pentru că noi lucrăm cu copiii individual. Dacă la școală se lucrează pe grup, deci noi lucrăm individual. Acolo, într-o clasă, se acceptă un număr, spre exemplu, de 20 de copii, da? Dar aici noi am înțeles, 9 maxim. Aici, da, la un pentru o unitate sunt 9 maxim, ca să le putem oferi. Am înțeles. Dar tot una, noi vă cântăm de cât aveți bani, nu merge. Adică ați înțeles expresia mea, da? Vă cântăm până se termină banii la voi. Nu. Pe noi ne interesează totuși statistica doritorilor de a se ocupa în școala de muzică. Astfel, dumneavoastră, să înțeleg, propuneți ca noi mai întâi să efectuăm examenele de admitere, ca să vedem câți ori veni acum. Noi putem să, conform regulamentului, se efectuează admitere în vară și în septembrie, la începutul septembrie. Și ca ulterior, dumneavoastră, să puteți... În august, noi să avem un tablou complet, pentru că noi trebuie să ne dăm seama câți bani bugetăm pentru anul 2025 pe dimensiunea școala muzicală. Bine, să mai faci o rectificare acolo, dar ușoară. Nu, adică, cum v-am zis, nu vă cântăm pe câți bani aveți, dar noi trebuie să avem o statistică și să cunoaștem cât și trebuie noi să întreprindem. Adică economiștii, specialiștii în planificare, ei trebuie să cunoască. Domn primar, dacă îmi permiteți, la subiectul unităților, în primul rând, la ei bugetul, finanțarea lor e fix ca la școli. Vine eu știu, transfer de destinat specială. Exact. Da, și la capitolul, da, profesori da, și dar, în urmă. Dar dați vă zic, știu. Și am să vă mai spun mai mult. Și la școala arti plastice și tot aceeași situație. Așa. Acum, dar nu e așa. Adică ei trebuie să aibă statistică, noi va trebui să aprobăm, noi trebuie să votăm, noi trebuie să mergem în ședință Consiliului. Și eu știu ce vorbesc. Eu nu vreau să deschid mai mult paranteză. Eu am făcut o glumă numai. Mi-am notat, 67 de copii, dar ei sunt? Da, ei sunt. Și noi am scris la mister. Bine, în public eu n-am spun mai mult, dar am zis, nu cântăm de câți bani sunt. Eu vreau numai să fac o specificare. Paradoxul în instituțiile de învățământ, de care categorie n-ar fi ele, e că anul școlar începe la 1 septembrie, iar anul financiar la 1 ianuarie. Din experiența școlii sportive din subordinea direcției de învățământ, pentru fiecare unitate suplimentară se face demers, este aprobat prin legea bugetului de stat abia în luna decembrie. Respectiv, dacă se fac solicitările în 24, se aprobă în decembrie 24, relevant o să fie deja pentru anul școlar, dacă copilul nu poți să-l chemi la școală sau îl matriculezi la 1 ianuarie, dar la 1 septembrie. Și se primește pentru anul de studii 25-26, dacă să fim realiști la aspectul numărului de unități.
Nu acum asta. Acum trebuie făcut, cum s-a exprimat iată doamna Lilia, în context, toți pașii, tot pregătit, tot cadrul organizatoric. Solicit, cum spuneți dumneavoastră, statistica în august, numărul de cereri, așa, dacă numărul depășește, să zic, posibilitățile reale ale instituției, se face demers la Ministerul Finanțelor, Ministerul Educației, ei aprobă și deja în legea bugetului de stat, în luna decembrie, se va da pentru Rezina acele 3 unități suplimentare pentru școala de muzică. Da, da, statistica asta. Reprezentanți la Școala Arte Plastice Nuvă, da? Aha, au ore, da? Mm-hmm. Și câți copii frecventează? 91-98, așa, 91-98 elevi. La 100 de copii, da, până la 110 maxim. Nu au, este până la 100. Aha. Bine. Specialist planificări. Întrebări aveți? Doamna, zâmbește-mi am văzut. Multe. Eu analizând... Nu ni s-a dat informația că voi ați prezentat-o, analizând bugetele la toate instituțiile care urmează SLIPREL-ul, să... În mediu este bugetul 11 milioane. Asta fără reparații, procurări de utilaje care voi aveți nevoie pentru muzică, pentru unitățile care ați spus. Aveți 19 întreg și 5, dar salariați numai 7 întreg și 5. Eu, ascultând toate discuțiile, înțeleg că bugetul lor ar trebui încă măcar cu 0,5 să fie majorat. Asta încă plus minus 6 milioane. Ca să puteți salariza toți oamenii, sunt cadrați în școala muzicală toți copiii care vor să frecventeze, plus 3 unități, minim salariu... Asta am trecut de 10 milioane, dar majorarele acum... Nu, în medie. Bine, eu, ministrul finanțelor, денег нет, но вы держитесь, eu știu. Haideți cu titlul de informare, că cred că nu cunoașteți. În grădinițele din oraș frecventează și copiii din satele adiacente orașului. Și am făcut efortul ăsta și îl facem în continuare și am să vă spun din ce cauză. Marea majoritate a copiilor ăștia, părinții lor, activează în oraș. Noi le solicităm un certificat de la locul de muncă, lucrează oficial, în dosar la noi apare certificat că părinții sunt angajați în oraș, plătesc impozit în oraș, gata. Adică ei aduc plus valoare orașului. Aceeași situație se referă la... Avem și amplasarea geografică, avem teren accidentat, școala Saharna, vechi Saharna din Vale. Ei sunt conectați la oraș mai mult decât la Saharna din Deal. Și istoric așa au fost de mai mulți ani. Adică nu schimb eu regulile de joc. Regulile sunt făcute de oameni, de comunitate. Mie îmi rămâne numai să fac un efort să le îmbunătățesc dacă mă duc și capul. Dacă nu, să nu încurc la oameni. Deja apare, da? Au constatat că nu mai trebuie atât de mult efort, vreo jumătate de milion deasupra la cât aveți. Colegii mei se gândesc așa. Noi știm că în care sunt capacitățile financiare și dacă și mai mulți,
E ca, ca copiii și aia care gata ieșit într-o familie, cât de bine, cât de cât la, la ei e clar tot, vreau să mai aducă vreo câțiva încă și va trebui să împărțim mămăliga asta. Să-i adoptăm, da. Nu, haideți așa, noi împreună, împreună vom face o familie mult mai mare și normal că capacitatea administrativă financiară va crește. Cum? Acum nu vă spun. După cum s-a menționat, domn primar, asta este prima ședință și sperăm că la următoarele ședințe sala respectivă să fie plină, unde să fie implicați atât consilierii orășenești cât și consilierii raionali. Dorim, nu dorim, dar votul le aparține. Și noi pentru asta, adică atât aparat primăriei, cât și instituțiile respective trebuie să pregătească în modul cel mai serios, că după cum eu prevăd, urmează dezbateri destul de minuțioase pe segmentul dat. Dar orice schimbare, dacă se face spre bine, deja asta este adevărat schimbare, unde situația real se îmbunătățește. Și noi, eu văd acum în sală, noi cu toții ne dorim acest lucru și să fie înclonțeați bun. Dacă mai vreți cineva să vă expuneți? Nu. În felul ăsta finalizăm până și. Eu cred că la următoarele etape vor fi deja instituțiile vor trebui să lucreze după cortină cu regulamentele interne de activitate și ele deja să fie prezentate. Cred că să fie... Domnul Lilia, cred că mai bine se va produce dacă noi vom face, să face, să perfectează și să propune spre a fi dezbătut regulamentul, de pildă, Biblioteca Publică Mihai Eminescu și mergem în instituția respectivă și discutăm cu ei regulamentul lor. Eu cred că așa e corect. Și bugetul, adică cu fiecare instituție în parte deja discutăm. Noi acum am discutat per ansamblu, dar mă iertați, dar doamna care acolo stă atât de cuminte, sunteți la bibliotecă? Nu, e doamna la Curici, Mister Popular. Mister Popular, aha. Dar de la bibliotecă? Bine. Mergem noi la ei, da, dacă...